Evanghelia după Ioan, capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Stimată familie îndurerată, iubiții credincioși, stimați slujitori, în numele Bisericii Creștine după Evanghelie din România, eu doresc să mulțumesc încă o dată și pe această cale lui Dumnezeu prin faptul că fratele Vasile Dalpoș a fost dincolo de un profesor, păstor în cadrul cultului baptist, a fost al nostru, al tuturor. Mai este ceva, a fost al mai multor generații, un profesor pentru mai multe generații. Adică un om care a impactat mai multe generații de slujitori. Facă Dumnezeu ca... Eu am avut o singură întâlnire cu dânsul personală. Dânsul profesor, eu student, am avut parte de mult har, de mult har și cu sprijinul fratelui Mariș, nu știu dacă își mai aduce aminte de lucrul acesta. Tare m-a impresionat un lucru simplu. Un om cu atâta știință știa să vorbească simplu. Mare lucru, mare har. Pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos trebuie transmisă simplu, în cuvinte simple, pentru ca oricine o ascultă să poată să o primească cu inima, dar mai ales să fie spusă cu iubire, cu patos. Și dacă mi-a rămas ceva în minte de la fratele Vasile, a fost dăruirea, mai mult decât dăruire, pasiune, mai mult decât pasiune, dorul de a vorbi despre Domnul Iisus Hristos și ne-a îndreptat ochii către Cuvântul Lui Dumnezeu. Până la urmă acestea rămân. Titlul universitar, totul, toate se duc. Dar ce am făcut pentru Domnul Iisus Hristos rămâne. În numele credincioșilor creștini după Evanghelie, pentru noi a fost de mare ajutor în lucrarea la institut. Dar eu vorbesc și acum în dreptul meu, dorul după Domnul Iisus Hristos și dragostea de cuvânt au rămas în mintea mea ca lucruri pe care și eu sunt dator să le spun cu aceleași cuvinte simple și cu dragoste către toți cei ce mă ascultă în orice împrejurare. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea care se face aici, lucrarea care se face la cimitir, să ne țină pe mai departe în harul Său și să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată oameni care să treacă dincolo de barierele noastre confesionale și să fie pentru toți, nu doar evanghelici, un frumos exemplu de dăruire, de slujire și de îndemn de a aprofunda cuvântul Lui Dumnezeu și a fi o binecuvântare nu doar pentru generația noastră, ci pentru generația care vine, pentru generația care este în urma noastră și pentru țara noastră. Încă o dată Dumnezeu să binecuvinteze tot ce se face astăzi și amintirea fratelui Vasile în inimile noastre. Amin. Amin.